Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, suntem onorați să avem aici în fața noastră, în fața comisiilor reunite pentru oamenii de pretutindeni. Am ascultat expozeul dumneavoastră, care este destul de cuprinzător. Îmi permit să vă fac câteva observații referitor, și cer să fiu foarte punctual și foarte scurt, referitor la o corespondență pe care am avut-o cu Ministerul Afacerilor Externe și cu Ministerul Finanțelor de acum câteva luni, prin care am solicitat diminuarea taxelor consulare pentru românii de pretutindeni cu peste 60%. Aș vrea să știu care va fi orientarea instituției pe care o coordonați în acest sens. În al doilea rând, mă bucur că am auzit vorbiți de o reformare instituțională. Vreau să știți, domnule ministru, că o reformare instituțională nu se poate face în acest moment în ceea ce privește comunitățile românești de pretutindeni, decât dacă se va implementa în cel mai scurt timp și votul prin corespondență. Aș vrea să știu ce opinie aveți și despre această chestiune. Și, de asemenea, o altă chestiune pe care noi o considerăm foarte importantă este ca, tot referitor la reformarea instituțională, să se creeze un minister al românilor de pretutindeni. Este o inițiativă mai veche a asociațiilor și ale comunităților de români, care datează încă din anul 2000. Ar fi necesar ca în cadrul acestui minister să fie adunate toate direcțiile și toate secțiunile și organismele care se ocupă de români de pretutindeni din toate instituțiile de stat din România. Vreau să știu ce opinie aveți și despre această chestiune. Vă mulțumesc!